Bă, dacă ăștia de la Enel tot n-au vrut să ne ajute cu curentul, m-am supărat și am luat și eu câteva panouri. Am luat multe, câteva. Fără curent nu poți sta în secolul ăsta. Am luat câteva. Câte s-a putut. Nu știu. Vreo 3-6. Iar că așa. Și după aproape 2 săptămâni de muncă, am ajuns la faza de teste. Pe norul ăsta acum am bateriile full. Adică astea. Aici am aproape 30 de kW și mai am încă una aici din astea, două bucăți mici. Se face una de asta mare. Și în total vor fi vreo 36 de kW stocare. Mai avem de lucrat un pic să punem niște capace, să facem ceva cable management. Sunt cam împrăștiate. Dar pentru teste este în regulă. Bară de 4. Tot ce trebuie. Mai avem niște switch-uri de montat pentru invertoare și baterii. Așteptăm să vină comanda. Că ne rugăm de ăștia de la Enel de 30 de ani aproape. Și legea celor 100 de metri nu e chip să ne permită să aducem curent aici. Nici cu bani, nici sub nicio formă. Ăsta e sistemul vechi. Din 2015 a fost instalat cu 8 panouri și invertorul ăsta pitic. Și a funcționat până acum, este un sistem pe 24 de volți la care am adus multiple modificări. Ce se vede aici a fost de la Eoliana. Tripolarele alea care le vedeți pe acolo le foloseam mai mult ca niște switch-uri de urgență. A funcționat, n-a făcut probleme. O am dus pe 48 de volți. Mai avem de lucru. Ce a fost greu, a trecut. Baftă.